pe care îi doresc bolsii de expresie. Dar nu trece nimic în cap. Și nici nu cred oricum că e bine să vorbim. Lucrul ne privește. Dacă amândoi am rămâne mai multe ore blocați când suntem la aceeași masă, fiecare cu degetele împletite în jurul ceștii, cu buzele umede și ușor pătate, grupul de sigur ar continua să privească. Masa e plină de șervețele albe în care începe pe rând să-mi pachetezi degetele. Tu îți despachetezi iarul. Grupul se plimbă printre mese. Ocheta scârție îmbibată de apă. Un cap duhnit aperoxic se refugiază de nisoare înăuntru. Grupul își ridică privirea. Tu își ridici privirea. Îmi captează și mie pentru un timp toată atenția. Plicând în gând, grupul îți spune din privir că nimic nu are sens și tu îl crezi. Când mă întorceam acasă într-o seară, un tip care venea din Sensi-Vest a început brusc să meargă cu spatele. N-a făcut niciun semn, nu mi-a zâmbit, n-a zis absolut nimic. Apoi și-a reluat mersul normal. Pur și simplu nu i-a trecut nimic prin cap. Grupul se ridică, o pornește fără grab, arăjându-și hainele. Prin ușa rămasă întredeschisă, o fetiță tăvălește în zăpadă un canici negru. Creierul uman produce căldură ca orice procesor. 10 minute fără răcire produc dezorientare. Asta ar fi o posibilă explicație. Știai că numai în Europa ochii măriți înseamnă uimire și că în Japonia ar însemna mânie? Primăvara urmăresc tropii de soare pe alea de ciment. Vara frunzele ca niște peștișori de argint. Toamna frunzele ca niște peștișori de bronz. Iarna ciorile care se lasă din zbor direct în stratul de zăpadă. Apoi iar primăvară. Trupe mici, necunoscute, în barul subterane. O femeie la o fereastră care vibrează lumină, parcă gata să-și ia zborul. Un copil care caută o minge. Apoi iar vară. Sărți uscați, cugărindu-se pe asfalt. Prin bărți lungi, prin parc, în jurul lacului. Când peisajul se schimbă lent, senzația cum i-a dus mai ușor plânurile. Apoi iar toamnă. Trupe vechi, pe stadioane, cu muzică moartă. Un vânt care se pornește din senin deasupra lacului, încrețindu-l. Primăvară. Vorbim la telefoniu de la casa presei, de la biroul tău din centru. Și apoi, dintr-o dată, lângă mine, nervos pe ceva. Vară. Pe alee amestecate, lumina cu umbra. Apoi și mai multă vară. Toamnă. Frunzele freamătă se ating una de alta. Unele cad, altele încă nu. Apoi și mai multă toamnă. Iarnă. Primejdia care devine cumva mai sigură. Apoi și mai multă iarnă. Mesaje de la tine și mai multe mesaje de la tine. Seara, după ce colegele ei se dezbracă de halat și se duce spre ușă, ea mai rămâne. Se sprijină în palme, își ridică fundul pe teștea, deschide căpăcelele de plastic. E adevărat că uneori mai simte, înaintând de-a lungul rafturilor o rachetă de jucărie, piuitul ei ocolind măsuța cu pliante, țintindu-i ceapa. Dar în majoritatea timpului e bine. Când e foarte bine, își dezbracă și ea halatul. De 1000 de ori își dezbracă halatul și iese cu poșeta pe umăr. De 1000 de ori iese poșeta pe umăr, acum e mică de tot, acum e mică de tot, acum e în oraș. Că-i suficient.